Primarul comunei Periet, Costin Vâlceleanu, a fost reținut pentru 24 de ore luni seara de procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Slatina. Procurorii slătineni încă nu au comunicat motivele reținerii acestuia, însă efectuează cercetări într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de delapidare și fals intelectual de către mai multe persoane. În fapt, s-a reținut că în perioada 2012-2014 cei 5 inculpați în calitate de angajate primăriei comunei Periet, respectiv ordonator de credit, și-au însușit diferite sume de bani din casierie pentru care au prezentat ca și documente justificative facturi fiscale și chitanțe ale unor societăți inactive, documente pe care tot ei le-au completat. Totodată au întocmit în fals ștate de plată, atestând prestații sociale fictive, retregând și însușindu-și sumele de bani aferente operațiunilor consemnate. Guvernul lansează în luna iunie programul Primul Salariu, potrivit căruia absolvenții de studii superioare vor avea garantat de la stat un venit de 2500 de lei pe lună timp de 3 ani și subvenționarea angajatorului cu 50% din cheltuiala salarială, cu menținerea angajării timp de 5 ani. Deputatul PSD Răzvan Rotaru a anunțat luni într-un comunicat de presă că programul va intra în vigoare până la sfârșitul lunii iunie, el menționând că măsurile de stimulare a angajării tinerilor vor fi incluse într-un act normativ aflat în lucru la Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Prin acest program vor fi stimulați pe de-o parte tinerii, astfel încât să-și găsească un loc de muncă stabil imediat după finalizarea studiilor de licență, iar pe de altă parte vor fi încurajate companiile private să angajeze absolvenți de facultate. În perioada 12-15 mai, la nivelul județului Olt, peste 230 de polițiști de ordine publică, poliție rutieră, investigarea criminalității economice, investigații criminale, arme explozive și substanțe periculoase au fost angrenați în acțiuni preventiv-reactive. Cu ocazia activităților desfășurate, polițiștii olteni au constatat 20 de infracțiuni și au aplicat 770 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 200.000 de lei. Totodată, polițiștii au reținut 28 de permise în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicul pe drumurile publice, dintre care 10 pentru conducere cu viteză excesivă și unul pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, restul fiind pentru alte abateri. Acțiunile vor continua și zilele următoare pentru prevenirea și descurajarea faptelor ilegale și a cauzelor generatoare de accidente rutiere. Proiecțiile de inflație pentru acest an au fost revizuite în jos cu 0,1 puncte procentuale la 1,6% pentru finele anului 2017 și cu 0,3 puncte procentuale pentru finele anului 2018, reiese din raportul asupra inflației prezentat luni de BNR. Prețurile volatile ale alimentelor sunt proiectate a înregistra o dinamică anuală de 7,1% la finele anului curent, valoare revizuită în sus față de runda precedentă pe fondul unei restrângeri a producției de legume și fructe la nivel european. Pentru trimestrul 2017, odată cu disiparea impactului creșterilor salariale și al reducerii cotei standard la TVA, se anticipează că ritmul trimestrial de creștere a consumului final efectiv a încetinit ușor. Pentru restul intervalului de proiecție, consumul final efectiv este prognozat a înregistra ritmuri alerte de creștere, însă în decelerare față de cel din anul 2016. România, unele dintre cele mai reduse facturi la electricitate din statele membre ale Uniunii Europene, dar printre cele mai scumpe, în raport cu puterea de cumpărare a populației, se arată într-un raport publicat luni de Eurostat. Începând din a doua jumătate a anului 2015 până cea de-a doua a lui 2016, cele mai mari scăderi ale prețului electricității gospodăriei în monede naționale au fost înregistrate în Olanda, Cipru, Lituania, România și Irlanda. În schimb, cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Belgia, Suedia și Portugalia. Raportând însă la puterea de cumpărare, se remarcă faptul că referitor la costul altor bunuri și servicii, cele mai ieftine prețuri ale electricității au fost în Finlanda, Luxemburg, iar cele mai mari în Portugalia, Germania, Belgia, Spania și, bineînțeles, în România.